fost și dat acolo, de punct de vedere juridic, dar cel mai important l-am câștigat. S-a respins inclusiv cererea de suspendare a executării. Astăzi am semnat referatul pentru... Am emis dispozițiile de demolare a garajelor care nu au fost desfințate voluntar. Astăzi am semnat referatul pentru achiziția serviciilor de demolare la garajelor, celorlalte garaje care nu au fost demolate de demol. Și dacă povestea de la achiziții, trebuie să fac achiziția până săptămâna viitoare, începând de săptămâna viitoare sau de cum încheie contractul cu firma care va face demolarea, începem demolarea garajelor din spatele de la Banca Transilvania. Tot. Concomitent cu această demolare, vom ascupa și acele lucruri. Astăzi au fost directorii de la Domeniul Public și la Mobilitate acolo pentru a vedea, pentru că am, nu știu dacă știți, dacă cred că știți că am acolo Consiliul Local, am preluat de la Consiliul Județean acea creșă care a fost un centru maternal, unde facem niște lucrări de recompartimentare, de amenajare acolo, pentru a putea muta copiii de la grădinița primul, pe acolo, parte dintre ei. Și tot ceea ce va rezulta și în urmă de acolo, vă tot vor fi dus în acele loc, vor fi ascultate. Deci, eu cred că problema se va rezolva. Oricum, cred că merită felicitări cetățenii care au înțeles care este importanța ființării pe noi locuri de parcare prin demolarea garajelor și au înțeles că de bună voie să-și strice garajele. Nu vreți să știți ce a găsit firma privată, care au ales o firmă privată care să-și demoleze garajele. Nu vreți să știți ce au găsit de acolo. Am niște poze de, cred că, v-ați crucit. Ca idee, nici în 10% dintre garaje nu erau ținute mașini. În rest, de la bancuri de lucru, strunguri, porumbei, găini, urături, nici nu mai știu, și te cruce dacă vezi. Nici 10% nu erau mașini între ele. Dar o să le desfințăm astea de la Banca Transilvania, începând de săptămâna viitoare, dacă reușim să facem achiziția, le vom demola și după aceea urmează să începem amenajarea zonei, acolo avem proiect, avem bani și putem începe amenajarea acestei zone. Între timp, continuăm cu cele de